Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața! Într-o zi de cât de miercuri? Miercuri de cât să fie? De cât de 13? Bine că nu-i marți. Dacă e miercuri, 13, dacă și bine. Și este bine de dimineață pentru că e soare, e frumos. E o zi frumoasă chiar dacă e rece de dimineață. Și binișor rece, ca să zic așa, adică nu-i chiar un rece nesemnificativ. E un rece chiar bunuț. Temperaturile undeva dimineții, așa, decât de la caz la caz variază. Adică nu neapărat aceleași temperaturi mai peste tot. Uite, spre exemplu, la Suceava sunt minus 2 grade, minus 2 grade și la, și la Fălticeni, minus 2 și la Târgu Neamț, minus 1, minus 2 grade. La Pașcani, la fel, undeva în jur de minus 4 grade, spre exemplu, la Botoșani, minus 2 grade, minus 4 la Gura Humorului, la fel, minus 4 grade și la Rădăuți. Adică sunt și temperaturi nu foarte prietenoase, nu foarte prietenoase așa de dimineață, mai ales că e luna martie, de 13, dar totuși e martie, da, de aproape jumatea lui martie. Deci temperaturi oarecum ciudate așa de dimineață, dar pe fond de cât de soare, pentru că de cât a răsărit pe undeva pe la, bănuiesc eu, pe la 6.40 și pleacă undeva, adică la 7.20 e câte a venit soarele și a răsărit și pleacă undeva, bănuiesc eu tot așa, pe la 6.20, 6.30, 6, zic specialiști, eu nu mă pricep. Zic ăștia care se pricep și care fac măsurători și așa mai departe, adică cei de la ANM. Sănătate. Ce spuneam vis-a-vis de munte? Nimic încă, pentru că n-am ajuns la munte. Ajungem acolo la munte, acolo e răcoare și bine chiar. La Câmpul Lung, minus 5 grade și la Vatra Dornei, minus 8 grade. De Gura Humorului, deja v-am spus și dacă nu v-am spus, acolo sunt minus 4 grade. Adică este zona submontană și zona montană e oarecum răcoroasă. Chiar bine, bine de dimineață. Se mai încălzește vremea pe parcursul zilei. Spuneam că o să avem soare și gradual, începând de astăzi, câte un grad, câte un grad, câte un grad, ajungem un picuț ca până duminică să strângem așa pe parcurs, pe timpul zilei, să strângem vreo 17 grade și alea cu plus. Astăzi doar în jur de 8-9 grade, temperatura mai peste tot, evident excluzând muntele. 8-9 grade cu plus pe parcursul zilei și o zi însorită, șanse de precipitații nu sunt. Vestea bună este că cel puțin de dimineață nu mai avem vânt. Nu este nici atenționare pentru vânt, pentru că știi cum e, nu? Fie frigul cât de frig, numai vântul să nu bată. Că dacă vântul nu bate, dă câtă treaba bună, mă înțelegi? Adică nu amplifică senzația de frig. Spuneam că temperaturile de 8-9 grade peste tot, și la Botoșani, și la Pașcani, și la Târgu Neam, și Fălticeni, și Suceava, și Rădăuți, și aproape de această temperatură, undeva 7 grade, 8 grade, și pe la Gura Humorului. Cu cât urci un picuț la munte, lucrurile se mai încălzesc și acolo, dar nu chiar foarte tare. O maximă care poate ajunge astăzi undeva pe la 5 grade, poate 6 grade la Câmpul Lung Moldovenesc și la Vatra Dornei vom avea temperatură pozitivă, dar nu într-atât de pozitivă ca și la Câmpul Lung, spre exemplu. Aici doar 2, poate 3 grade cu plus, spuneam de Vatra Dornei. Pe noapte lucrurile se mai răcoresc un picuț și dacă e să vorbim de zona montană, acolo se simte răcoreala cel mai bine, pentru că Câmpul Lungu și Vatra Dornei vor avea temperaturi așa undeva în jur de minus 3, poate minus 4 grade pe timp de noapte. Coborând spre Gura Humorului, lucrurile se mai stabilizează, ajungem într-o zonă de confort așa, undeva în jur de poate minus 1, poate 0 grade. În celelalte zone, zona de șes și deală, lucrurile chiar sunt într-o zonă mai confortabilă prin prisma temperaturilor și asta motivat de faptul că numai cu o noapte ce înainte am avut temperaturi cu minus. Pentru noaptea ce urmează, de la Suceava și Rădăuți, de la Fălticeni și la Târgu Neamț, Pașcani și Botoșani, lucrurile sunt în regulă, în sensul că vom avea temperaturi de 0 grade. 0, poate chiar un grad cu plus.
Și asta deja spune ceva. Spuneam că se încălzește ușor, ușor, treptat, gradual, mâine va mai fi un grad în plus, mâine vom ajunge probabil pe la 10 grade pe timpul zilei, poi mâine pe la 11 și tot așa, ușor, ușor, poate chiar 12. Spuneam duminică, e posibil să avem așa un vârf, așa de cât de pantă, undeva pe la 17 grade. Și asta, evident, în Suceava. Adică vremea este bună. Vremea este bună. Cu vremurile cum stăm? Bă, la vremuri nici nu mai contează. Ăia de la București nu fac mare lucru, adică nu fac nimic. I-am văzut iar discutând de ordonanța 114, ce cau să modifice, ce cau să facă, cau să dreagă, că încă s-au gândit, că încă stau capetele încoronate de acolo, gen Veurica, gen Livache, gen Tării și așa mai departe. Stau un picuț băieții ăștia și se gândesc ce să facă, cum să ne mai, ia bănuțul din buzunar. Să o facă cumva, să o comită, dar să o facă cu eleganță, știi? Bă, să ne ia, da, să ne ia frumos, adică să nu ne ia cu jepca, înțelegi? Să nu fie japci, știi? Deci să fie decât așa eleganți. La asta se gândesc și ei, probabil că să găsească această soluție. O vor găsi sau nu? Greu de spus, vom vedea. Cert este că noi putem să facem ceea ce putem să facem. E vorba de ordonanță de urgență pe care și-o asumă guvernul Veuricăi, un guvern, am un material foarte interesant, așa, dacă te uiți la componență și o să vezi că nu este nimic acolo care să nu fie neadevărat. Și o să vă prezint imediat un material foarte, foarte interesant. Spuneam de guvernul și-o va asuma, vom vedea după ce se va întâmpla. Iarăși este acel mare semn de întrebare. Și eu că înțeleg foarte, foarte greu, ba chiar spre deloc, de ce o coaliție de guvernare formată din acești băieți de la PSD, ALDE și să nu uităm pe cei de la UDMR și minorități care susțin, evident, din umbră, dar îl susțin acest guvern. De ce, spre exemplu, nu fac ceea ce ar trebui să facă, în speță să facă legi, să le treacă prin Parlament, că au suport ca și număr, vorbind în Parlament, și să-l treacă prin Parlament, dar preferă să conducă țara cu ordonanțe de urgență. Pentru că așa le pot comite mult mai repede, după aia le trecești prin Parlament, au timp, știi? Dar ceva de genul ăsta. Faceți aminte de vremurile când Tării și cu Livache și cu Țipau, bă, din gură de șarpe, dar toți țipau, băi, ce e asta, că se conduce țara cu ordonanțe de urgență și așa mai departe, că noi, dacă o să venim, o să fie lapte și mere, o să fie extraordinar. Democrație a la mama Rusia, la ea acasă, aici, în România. Faceți aminte. Doar că atunci când ajungi la putere, lucrurile se schimbă. La fel cum ne promiteau autostrăzi cu mii de kilometri. Aduceți aminte de băiatul ăla care acum la Mititica, pentru o poveste cu Rovinare, cu niște bani sifonați acolo, Dan Șova. Aduceți aminte? Acel Dan Șova care ne pomitea, el fiind ministru al marilor lucrări, sau cum se chema alea, al mare, nu știu cum se chema, era un minister, ministrul marilor proiecte. Ministerul marilor proiecte, băi, deci dacă te gândești un pic, știi? Ministerul marilor proiecte, și spunea așa cu emfază, băi, țărani, care sunteți țărani, ca să era în 2012, după alegerile, imediat după alegerile parlamentare, el făcea parte, evident, din guvernul Ponta, atunci ne spunea, băi, țăranilor, bă, până în 2016 o să aveți 1000 de kilometri de autostradă. Băi, și aproape, aproape că ne-am apropiat. Cu doamne, da, bine, la Miruitu, da. După aia a prins povestea cu Miruitu și s-a dus 1000 de kilometri și am rămas doar cu 15-16, știi? 15 kilometri în 2017, 16 în 2016, tot așa, știi? Și până în 2016 nici nu știu dacă am strâns 100 de kilometri. Nu știu dacă am strâns 100 de kilometri din Bucațele, știi? Și s-au gătat. Așa-s băieții, au venit în 2016 și ne-au promis iară, ei, dar vă facem nu autostrăzi, ei, deci vă facem spitale, autostrăzi, vă dăm bunăstare, vă dăm între atâtea lucruri extraordinare, că nu o să puteți duce. Bă, dar cine ne-a promis toată povestea asta? Uite să vezi aici pe băieții ăștia, că am un material foarte interesant, vis-a-vis de cine este băieții ăștia. Dacă, bă, îl mai am oare sau l-ai fi aruncat, ce-i făcut cu ăla? Da, e o chestie interesantă. O chestie interesantă. Uite aici, hai bă să vă dau. Fii atent aici. Fii atent, o chestie sună. Cică sună ca un banc sinistru, dar este un mare adevăr. Cică primul ministru al României a pierdut alegerile pentru a fi primar într-un orășel cu 11.000 de locuitori.
Păi de să vedeți cum e, deci cum ajung băieții ăștia, înțelegi? Pe ce? Deci pe capacități. Șefa de la ANAF a picat de 5 ori examenul pentru a fi inspector la o direcție din cadrul ANAF. Băi, de 5 ori. Băi, o dată se mai întâmplă. Băi, de 2. Băi, la 5 ori de grea schimbe antrenorul. Băi, dai afară portar. Băi, faci ceva, înțelegi ce spun? Pe asta au pus-o șefa. Deci, ca să ajungi pe un post de execuție, dai de 5 ori examen, nu-l iei. Ce faci cu omul ăla? Îl promovezi, băi. Băi, și îl pui șef pistități. Ai înțeles? Noi tare, mă. Țara asta nu-i frumoasă. Hai că merg mai departe și spun. Ministrul apărării s-a sustras la efectuarea stagiului militar, care era obligatoriu când a terminat el liceu. Băi, deci ăsta, știi, de ciudă că nu a făcut armatul, a spus, lasă, băi, că mă pun eu la punct, băi. Băi, ministrul apărării a să mă facă să fiu mare, băi. Și a ajuns. Ministrul sportului a picat de 2 ori examenul de titularizare pentru a fi profesor de sport. Bă, ce țară e asta, mă? De ce ăsta e guvernul, mă? De ce ăsta, mă? Ăsta, guvernul ăsta, înțelegi? Fii atent, dar mai departe. Ci că fiul ministrului interimar al transportului, vorba de fosta, de doamna, de cât care era la doamna baterii, madame Rovana, știi? Circula cu o mașină înmatriculată în Bulgaria. Păi toată înțelegi ce spun? Ia ministru și băiatul mașină înmatriculată în Bulgaria. Băi, deci, nu-i țara, băi, dar nu-i țara tuturor posibilităților asta. Ca să nu mai zic de ministrul economiei care a furat pe când era subinginer agronom 4 saci de grâu. Bă, ce ți-am inteles? E bă, nu bă de leu. Noi, bă, noi tare. Băi, ceva de genul. Bă, cu ce a făcut ăsta? A furat. La economie îi punem că sunt un băiat econom. Înțelegi? E un băiat econom, adică știi? Știe cum trebuie făcută treaba. Mergem mai departe. Că programul de guvernare a făcut, e făcut de un condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru spălare de bani și trafic de influențe. Vorba de Vâlcov. Nu? No? Deci băiatul ăsta pentru așa ceva este condamnat, cel pui să facă un program de guvernare, de care fiscal. Bă, și ăla vine și ne povestește de BNR-uri, de bănci, de economii, de strategii și așa mai departe. Și ăla e pentru șmangleală, înțelegi luat? Ăla e ascuns, va fi ascuns pentru șmangleală. Și ăla face program de guvernare. Bă, asta e țara asta. Și asta pentru că noi îi lăsăm. Nimic altceva. Că dacă noi nu i-am lăsat, băieții ăștia n-ar face așa ceva. Hai să mergem mai departe, să vedem. Nemaipunând de Dragnea, președintele principalului partid de guvernare, condamnat definitiv pentru folosirea influenței sau autorității de către o persoană, este președintele Camerei Deputaților și, nu? Mai mult decât atât, liderul unui partid politic foarte important în România. E vorba de PSD. Ăsta este guvernul. Da? Ăsta este guvernul. Și atunci întrebi, bă, dar toate astea se întâmplă în țărișoara asta? Da. Toate astea înțelegeau asta de extraordinar. Extraordinar. N-avem, bă, noi n-avem, deci noi nu putem să ne comparăm cu nimeni. Bă, în lumea asta, nu în Europa. Noi am intrat în, la masa, noi stăm la masa Europei, la masa civilizației, a democrației, a capitalismului și a dezvoltării, mă înțelegi? Noi la masa asta suntem, bă, n-avem, adică nu, nu ne putem compara cu nimeni, cu un guvern de acest tip. Bă, cu nimeni. Înțelegi ce spun? Bă, să ai un tip la Camera Deputaților președinte, de Camera Deputaților, care să fie decât cu acte în regulă infractor. Bă, deci te întreb, cum ai ajuns, frate, acolo? Bă, sunt infractor. Bă, în țările în care funcționează democrația, demnitatea, onoarea, în momentul în care o suspiciune planează asupra unuia, ăla merge și spune, demisionez. Frate, am plecat. Gata. Am terminat discuția. Ăsta nu se ține cu dinții. Bă, ce-ți aminte, s-a încercat să-l dea jos și așa mai departe, nimic. Stă acolo. De ce? Pentru că e putere. De ce? Pentru că putere. Și atât. Bă, dar cu țărișoara asta ce facem? Bă, că o facem de rușine, bă. Și astăzi și mâine și poi mâine, ce facem cu țărișoara asta? Cui pasă? Bă, din țara asta condusă de PSD și de ALDE, cu o mână de fier așa și discreționar, așa cum vrea mușchii lui ei, pleacă, ci că în fiecare an dispare. Dispare, ca și număr de populație, așa, dispare, cât credeți? Un oraș sau un municipiu, ca să nu, știi? Un municipiu ca Piteștiu. Dispare. Bă, din țara asta, un municipiu ca Piteștiu. Deci, uite așa pe hartă, știi? Și zice, anul de grație, 2000 cu tare, Piteștiu. S-a dus. Bă, mai celălaltul care, nu știu, habar n-am, Suceava, a dispărut. Bă, și pui tot X-uri, înțelegi? Pentru că țara asta se golește. Bă, și te gândești dacă țara asta se golește. Bă, cine mai face ceva în țara asta? Bă, pentru că în țara asta e nevoie de oameni care să producă.
Așa funcționează în toată lumea. Oamenii produc, oamenii plătesc, oamenii dau obolul către stat, iar statul dezvoltă țara respectivă, guvernele dezvoltă țara, da? În folosul cetățeanului. Și îi fac de toate. Băi, fac școli, fac spitale, fac drumuri, fac... Bă, tot ce ține de el, înțelegi? Ba mai mult decât atât, fac politici pentru ca tu să poți face bani și să împarți cu el. V-am mai povestit cum în Occident. În Occident, dacă vine unul și spune, bă, vreau să fac gogoș, rapid vine și autoritatea lângă el și face, bă, tată, pot să-ți dau niște chestii? Bă, hai să te ajut să-ți dau un spațiu, bă, să-ți dau o băncuță, bă, să te cu legislația, bă, să faci ceva, că tu dacă ai să faci gogoș, ai să vinzi trei, una ai să mi-o dai mie, mă. Și eu am să prosper stat. Adică noi suntem un fel de parteneri. La noi nu e parteneriat, mă. Bă, la noi e șapcă. La noi stă așa pe marginea domnului și face, ce face să? Bă, ăsta produce ceva. Bă, pe bune! Vede, stai un pic, că dacă ăsta produce, trebuie dat la rădăcină, mă. Calul care trage, ia bătaie. De ce? Pentru că trage, de-aia. Înțelegi? De-aia am ajuns să avem raportul între pensionar și cel care plătește către bugetul de asigurare sociale să fie aproape egal ca și raport. Bă, dar nu merge, n-ai de unde. Știi ce zic? Ăsta e statul lor. Așa au văzut ei lucrurile. Și noi stăm la masa Europei. Cu băieți de ăștia care n-au niciun fel de viziune, care n-au reușit să demonstreze nimic în țara asta, sau n-au reușit să demonstreze nimic în locurile de unde provin, fie ele și fie și de la videle, iar băieții ăștia se comportă la modul ăsta. Păi, văzut un material, spre exemplu, foarte interesant, vorbim despre avocatul poporului. Bă, avem unul, știți care, da? Băiatul ăla care, că tot fac eu așa cu ochelare, da? Băiatul ăla care se numește Victor, da? Victor Ciorbea, da? Victor Borș, Victor, mă rog, Victor Ciorbică. Bună, Victor, ăsta este avocat al poporului. Vă aduceți aminte că și trecut, domnia sa era undeva într-o cheie, băi, deci era cu țărăniște, cu plecase, cu primar general, plecat. Dar el a plecat de undeva de la sindicate. M-ai înțeles de unde a plecat? De la sindicate. Și a fost băiatul care a făcut posibilă o sifonare. Știi? Că am văzut un material, pentru că sunt interesați și cei acum procurorii și judecătorii de chestia asta, niște bănuți sau avere a sindicatelor care la vremea respectivă era impresionantă. Vă ziceți aminte că erau avere, erau sute de apartamente, sute de zeci de locații din astea, de stațiuni, de case, de cultură, de băie, de tot felul de chestii de astea, înțelegi? Aveau peste tot. Ce s-a întâmplat cu alea? Ușor, ușor, ușor a plecat. Către cine? Către niște băieți. Din băieții aia, sau mă rog, printre băieții aia s-a aflat și Victoraș. Victoraș care astăzi stă cu Batista pe țambal și nu spune nimic. Și îmi întreb, bă, de ce nu spune Victorașul ăsta nimic, bă? Nu spune nimic pentru că e cu musca pe căciulă. Înțelegi? Și la capitolul ăsta e cu nimic mai bun decât ei. S-au integrat în gășcuța asta perfect. Și atunci spui, bă, bine, dar viitorul țărișoarei, viitorul românică, ce faci cu el, bă? Unde îl duci? Păi n-ai un avocat al poporului care să te apere decât de stat, da? N-ai un stat care să fie grijuliu față de tine, de cetățean. Și atunci ce te faci? Păi am văzut un material apropo de pensionari. Trebuiau să vi se mărească pensiile de la 1 ianuarie. Știți povestea asta, nu? Și vi se iau pensiile de la 15 septembrie. Știți ce a făcut statul, nu? Adică le mărește de undeva la 15 septembrie. V-a jecmănit. Băiatul ăsta de la PSD, Livache, ălaltul Tăricianu, aialaltă Veurica, Teodorovici, Vâlcov, băieții ăștia de la... V-au jecmănit. Păi să spuneți cum au jecmănit, mă, tată? Că îmi dau mai târziu. Pa, bă, da, bă, da, te-au jecmănit. Pentru că dacă îți dădea un leu, spre exemplu, de la 1 ianuarie până în septembrie, când venea povestea asta, tu deja aveai 9 lei, să zic așa, înțeles? Sau, mă rog, 8 lei, da? Fără să pui și septembrie. Tu deja aveai 8 lei. Păi deja ți-a luat banii aia din buzunar, că dacă trebuia să-ți mărească, știi? Bănuțul nu mai era în buzunar, că treaba e simplă, știi? Așa, mărind din septembrie, au împins-o mai încolo un picuț. De ce au împins-o? Pentru că e prost cu banii. Și o să zici, bine, bă, dar asta e treaba mea. Nu, bă, e treaba lor. Ei trebuiau să facă povestea asta viabilă și să funcționeze. Dar pentru asta ar fi trebuit să-i pese atât de țărișoară cât și de cetățean. Și uite aici ca să vezi cum funcționau lucrurile pe vremuri, pentru că vorbim de mari oameni politici. La un moment dat te și întreb și spui, băi, cum exau, bă, oameni, băi, de ce erau, pe vremuri au fost. Uite aici, hai să-ți dau un exemplu despre Iuliu Maniu. Că s-a tot vorbit liderul Partidului Național Tărânesc Creștin, că de aia și pomenit de asta, de ciorbe asta, înțelegi? Avocatul poporului. Mare forță e modestia, spunea la un moment dat Constantin Xeni despre Iuliu Maniu.
N-a visat, n-a râvnit niciodată averea. Nu l-a interesat, n-a primit odată să figureze într-un consiliu de administrație. Și nu odată i s-a oferit acest lucru. În casa lui de la Bădăcin, nici covoare din persane, nici tablouri de preț, nici bronzuri. O București, o odaie de hotel la Atene Palace, o odaie simplă, ci nici pe departe nu justifica numele somptuos de Palace Hotel. Și nu e o micșorare să adaug că nu odată l-am găsit seara mâncând singur în odăița lui, pe un colț de masă, pâine neagră din care tăia tacticos cu un cuțitaș și câteva mere frumoase pe care cu mândrie spunea că le adusese de la Bădăcin, de unde avea el moșia. Un ascet, iar în colț pe masă de lucru vedeai numai două cărți, Biblia și broșura oficială de mers al trenurilor. Una pentru drumurile sufletești, cealaltă pentru cele trupești, în necontenitele lui deplasări politice. Asta apropo de politicieni. Te lasă fără cuvinte. Ce au ajuns astăzi? Să vezi cum un tip care astăzi revendică paternitatea sau, eu știu, conducerea acestui PNCCD, nici nu știu cum să-i spune, ia scama, ca să fiu foarte elegant, că e dimineață, lui Livache, infractorului, îi ia scama din zbor după hăinuță. Un tip Pavelescu, cred că se numește, că nici nu mai știu și nici nu e important. Despre asta am ajuns să vorbim, în țara asta. Știa suntem noi, în țara asta. Nu reușim să facem nimic. Bă, dar nimic nu facem. Înțelegi? Noi, din păcate, avem o șansă pe 26 mai. Să dăm de acolo, să începem, să ne arătăm democratic cum funcționează lucrurile. Să mergem la vot. Prezența la vot poate face diferența. Prezența la vot va face diferența. Și atunci poate o să învețe ceva. Pentru că așa ne vom procopsi cu ei, vom rămâne cu ei în continuare. Băieții ăștia nu vor pleca. Și-au format caste, partide, sunt acolo și nu vor pleca niciodată. Sunt oameni în Parlamentul României care sunt acolo, în demnități de rang înalt, în speță parlamentari, de la 1992 trecute fix, frate. Vă dădeam un exemplu pe care îl știu, așa din memorie mi-aduc aminte, cred, de un Cristian Dumitrescu. Trecut așa pe la toate partidele. Și acum e decât de PSD, senator, sau ce-o fi el. Socotiți dumneavoastră, că mie mi-e complicat să socotesc până acum de 92. Bă, deci matematica aia, știți, dar cred că sunt 7 mandate. Cred că e un om aflat la al 7-lea mandat în Parlamentul României. Avem și noi, ai noștri, 5-6 mandate. Iar parcursul n-a însemnat nimic bun. Nici pentru noi, vorbim generic pentru România, nici pentru zonele pe care le reprezintă băieții ăștia când pleacă în Parlament, respectiv județele. Unul dintre ele Suceava. Se întoarce bugetul înapoi. Va fi iarăși discutat. Sunt o grămadă de amendamente pe teme de dezvoltare. Gaze naturale, drumuri, autostrăzi, drumuri expres, drumuri, tot felul de proiecte, utilități și mediu, acolo unde statul ar fi trebuit de mult să facă ceva și nu să pună o povară pe cele 61 de localități. Sunt teme care ar fi trebuit să fie pe agenda politicienilor care reprezintă Suceava și fac parte din arcul guvernamental, e vorba de cei de la PSD-ALDE. Mi-aș dori să-i văd că sunt solidari cu județul și nu cu Telormanul, cu județul Suceava și nu cu județul Telorman. Mi-aș dori să-i văd că fac lobby legal, evident, pe lângă cei din partidele pe care le reprezintă sau pe care le reprezintă, ca acele amendamente să treacă și să se întâmple ceva bun în județele pe care le reprezintă și oamenii și pentru oamenii care i-au trimis acolo, la București. Mi-aș dori să-i văd că funcționează așa. Din păcate, cred că nu se va întâmpla. Să vedeți niște glumițe foarte interesante apropo de o anume dată și o anume locație și ce se va întâmpla și ce anume circulă așa prin spațiu virtual legat de această poveste. Dar pentru asta ar trebui să ne mai tragem sufletul un picuț, așa pe principiul, da? Și să luăm un pic de publicitate. Revenim.